Ce fapte bune ați făcut în anul ăsta, Ian? Spuneți-mi mie. Am ajutat-o pe mama. Așa. Cu tata și pe bunii. Dacă nu scriem pe... nu scriem Hristos, apă moșul nu știe ce-a dorit copiii. Ceva simbolic, o cărțulie sau un joc. I-am ajutat, a făcut curățenie. Mașinuțul că nu l-a, că moca s-o grămaia. Dar eu guioșul, el e bă. Este un moș bun la inimă și dăruiește la copii tot ce este mai bun. General, eu i-aș cere moșului măcar o carte. Unii se tem, unii se tem și apuvin iară. Ei, aici un action. Dar interesant, foarte interesant. La fiecare doresc un an bun, fericire, bucurie. Iar la patinoar s-au format cozi lungi. Ajunși pe gheață, copiii nu s-au dat bătuți, chiar dacă au căzut de mai multe ori. Foarte greu! Foarte bine! Dar e greu! Nu! Și izvarul a fost la mare căutare de adulți. Izvar foarte bun de vin de casă, care este foarte întrebat la noi izvarul. Afară e frig, se băutură tradițională la moldoveni, în primul rând. Și azi sărbătorim, am dus copiii la patineu, foarte fericiți, bucuroși. Acum, cât și mai bucuroși, ca scăte. Eu sunt din România și sărbătorim Crăciunul românesc. Uite, jocuri pentru copii, am mâncat și câte o plăcintă caldă. Spiritul sărbătorii a fost simțit și pe străzile capitalei. Moș Crăciun s-a plimbat cu o mașină retro, claxonând trecătorii. Moș Crăciun, у нас встреча на Рыжкановке. Дед Мороз встречается. С одной стороны Мош Крачун, с другой стороны Дед Мороз. И мы вместе будем поздравлять Кишинев с Рождеством. Șoferii spun că prin magie și traficul a fost mai liber decât în zilele obișnuite. Foarte bine. Nu este aglomerat, nu. Ieri era mai aglomerat, cu mult. Luăm ca ziua de ieri de comparație la două jumătate zile, astăzi e plăcut. Ieri era strașnic. Conform calendarului georgian, creștinii din toată lumea sărbătoresc Crăciunul astăzi de 25 decembrie. De mâine, mini-vacanța bugetarilor se încheie și toți vor reveni la muncă.